Bună ziua, sunt Emanuel Toader de la Emiratech Solutions. Ne găsiți prin magazinul nostru online azura.ro pentru produse casnice și ne găsiți prin site-ul nostru emiratech.ro pentru sisteme industriale de tratare a apei. Vreau să facem astăzi, să vă arăt un test pe care îl facem la apa din Târgu Jiu. Proba a fost luată de la Hotel Rais. Cu ocazia unei vizite acolo, am luat o sticluță de apă din cameră și vom face câteva teste. Nu sunt super teste, adică ca într-un laborator de apă, dar putem să ne facem o idee despre calitatea apei în mare. Ce vom testa? Vom testa pH, vom testa TDS, adică total solide dizolvate, conductivitate, care înseamnă capacitatea apei de a transmite curent electric, da, prin ea, duritate. După care voi face și o recomandare pentru sistem de filtrare sau pentru mai multe sisteme de filtrare compatibil cu apa din Târgu Jiu, cu ceea ce găsim în apă. Da? Aceasta este sticluța pe care am luat-o de la Târgu Jiu. Ok, și acum vom începe testul. Începem cu pH-ul, să spunem. O să dau drumul la aparat. Aici avem un aparat pentru măsurarea pH-ului. Apa este deja pusă în păhărele, da? Ok. Așa, o să avem un pH de 7, 7,03, foarte, da? Deci un pH 7,02. pH-ul se tot schimbă pentru că în funcție de temperatura apei se schimbă și pH-ul imediat. Este o apă neutră, da? Uitați aici ceasul. Ok? Da? Scăzuse acum la 6,99. În fine, pH-ul este 7 în cazul nostru, este un pH bun. Da? TDS, spuneam mai devreme că înseamnă total solide dizolvate. Și vom face și conductivitatea. Cine arată acest TDS? Putem ști cam cât de încărcată este apa. Ca să facem o analogie, putem să spunem că vedem în farfurie o supă pasată și vedem consistența ei. Nu vedem din ce este compusă supa, dar vedem că este mai consistentă sau mai puțin consistentă. Asta face TDS-ul, acest test. Ne arată cât de încărcată este apa. Avem un ppm, părți per milion, adică sau miligram la litru, da? Dar ppm arată ceasul, de 79. Da? Ok? Pot să vă spun că 79 este foarte, foarte, foarte bine. Da? În București, putem să comparăm cu Bucureștiul de unde suntem, unde avem firma. Avem de obicei între 150-220, depinde de anotimp și depinde când măsori. Deci, practic, apa are puține săruri în ea, fie bune sau ioni, da? Fie ion bun, fie ion rei, este slabă în tot ceea ce conține apa. O să-mi și notez. 78. Okay. Iar conductivitatea, imediat, 157, da? Conductivitatea ne spune cam același lucru, cam cât de încărcată este apa. Spuneam mai devreme că arată capacitatea de conducere a curentului, de conductivitate, da? Cu cât apa este mai încărcată, cu atât conductivitatea este mai mare, adică conduce mai ușor curentul prin ea. Ok? Așa, deci am făcut pH-ul, am făcut TDS-ul. O să facem un test de clor. O să vă spun că am testat înainte să dau drumul la video clorul de curiozitate și nu am găsit clor în ea. Apa ar trebui să aibă clor, dar pentru dezinfecție, dar este posibil ca în anumite momente clorul să nu ajungă în rețeaua de apă suficient, să fie dozat mai puțin sau chiar calitatea apei să consume clorul mai repede și să nu fie detectat. Da? Aici avem un test de clor, un test mic de clor, care detectează clorul. Nu ne spune cât clor este în apă, dar detectează. Apa este clară, nu se îngălbenește deloc, ar fi trebuit să se îngălbenească dacă detectam clorul. Drept urmare, pot să vă spun că în momentul în care am prelevat proba, nu am găsit clor în apă. El poate fi, dar poate fi sub limita de detecție, sau nu, poate să nu fie în momentul respectiv. Se poate și acest lucru. Am mai testat și în București. Am momente în care găsesc clor în apă suficient de mult, câteodată moderat, iar alte ori deloc. Se poate întâmpla acest lucru. Ok? Duritatea aș vrea să mai testăm. Duritatea apei se referă la cantitatea ionilor de calciu și de magneziu prezenți în apă.
Duritatea apei, în primul rând, are influență asupra electrocasnicelor, asupra centralei de încălzire, asupra boilerului, asupra robineților, asupra tot ceea ce intră în contact cu apa dură. Da? Și duritatea asta este importantă, în primul rând, pentru că trebuie să știi dacă trebuie să-ți protejezi centrala termică sau nu, boilerul sau nu, mașina de spălat sau nu, adică ai de făcut ceva în privința asta sau nu. Okay? Acum, o să pun un pic de apă, duritatea apei durează un pic mai mult ca și test, da? Acesta este testul pe care îl folosesc, se măsurăm în grade germane, îl găsiți și la noi pe site pe azura.ro, da? Test duritate apă grade germane, ceva de genul ăsta se numește, pe azura.ro, da? Ok, se pune apa până la prima liniuță, da? Și acum punem picături din acest reactiv. Ce trebuie să se întâmple este că la început apa se înroșește, iar în momentul în care se înverzește trebuie să ne oprim și trebuie să numărăm picăturile pe care noi le punem din acest reactiv. Să spunem, dacă pun 10 picături și la 10-a s-a înverzit apa, atunci mă opresc și spun că am 10 grade germane. Cam așa se calculează, așa se testează. Da? Okay? Trebuie agitat un pic apa, agitat, altfel nu face nimic. Nu? De asta, înroșit un pic, da? Două picături. Trei picături. Patru picături. La a patra picătură, apa s-a făcut verde. Asta înseamnă că apa are 4 grade germane. Este o apă foarte moale. Nu veți avea probleme niciodată, cred. Nu cred, sigur, cu această apă, din punct de vedere al centralei termice, boilerului și așa mai departe. Vorbim de apa din oraș, da? Vorbim de apa de la rețeaua publică, nu o apă de foraj din Târgu Jiu, ci apa de la rețeaua publică. Drept urmare, este o apă moale. Ca și idee, vă pot spune că legea apei potabile spune că ar trebui să avem minim 5 grade germane în apă, dar asta pentru că corpul uman, și nu numai corpul uman, are nevoie de o anumită cantitate de minerale pentru a funcționa bine. Noi avem 4 grade germane, sub un grad a ceea ce spune legea apei potabile. Este ok, suntem la limită, să spunem, cu un grad în sus sau în jos. Acum, ce recomandare vă pot face pentru această apă? Este o apă destul de bună, pot să recunosc asta și să spun asta. Este o apă destul de bună. Vă pot spune așa, o să opresc ceasurile ca să nu consum bateriile. Așa. Vă pot spune așa, pentru filtrarea apei sub chiuvetă, adică instalăm un filtru sub chiuvetă pentru a avea apă potabilă. Tipul ăsta de filtru are o baterie separată, se instalează în chiuvetă sau în blat, o mică baterie prin care se consumă apa. Și apa trece prin acest sistem de filtrare de sub chiuvetă, practic nu-l vedeți, doar bateria o acționați și consumați apă. V-aș recomanda un Ultrazura 11UF BMB Line de la Azura Filters. De ce vă recomand asta, filtrul ăsta? Pentru că pe lângă tehnologii de filtrare a sedimentului, a clorului, a trihalometanului, erbicide, pesticide, metal greu, Cryptosporidium și Giardia, da? Sunt chisturi, sunt protozoare prezente de obicei în apa de suprafață și dacă s-a făcut dezinfecție doar cu clor, posibil să existe, pentru că asta spune literatura de specialitate, nu o spun eu. Pe lângă toate aceste tehnologii de filtrare pe care le încorporează acest sistem de filtrare, are și puțin calcit, care vă ridică un pic duritatea apei, poate cu un grad, da? Și ridică un pic și pH-ul apei, adică apa devine ușor alcalină, ușor nu mult, ridică undeva la 0,5 o unitate maxim pH-ul, adică de la 7 ajungem undeva la 7,5-8, ceea ce este foarte bine, da? Dar în primul rând vă aduce în apă un aport ușor de minerale. Calcitul este mineral natural. Cum apa asta este foarte slab mineralizată, adică 4 grade în loc de 5, cred că acest lucru ar fi benefic pentru calitatea apei. Așa cum am spus, scopul principal al filtrului este să elimine contaminanți din apă, dar pe lângă asta are și acest calcit. Alte filtre care se pot preta la dumneavoastră în Târgu Jiu și care nu au acest calcit, le găsiți la noi pe site, Cerazura Line 9MF, da? Este un filtru foarte bun cu filtrare ceramică, și Ultrazura Line 8UF
este un filtru cu ultrafiltrare. Apropo, și primul de care v-am spus are tehnologie de ultrafiltrare, primul, adică 11 UF, da? Ultrazura 11 UF BNB Line, are tehnologie de ultrafiltrare în interior. La ultimele două filtre putem adăuga pentru dumneavoastră un filtru, ele practic nu au acum pe ele așa ceva, un filtru care să adauge calcit în apă. Se adaugă ușor, se adaugă de noi, doar trebuie să ne spuneți dacă, de exemplu, doriți unul dintre ultimele două filtre recomandate, Cerazura Line 9 MF sau Ultrazura Line 8 UF, putem să adăugăm un filtru pentru remineralizare ușoară și pentru ridicarea pH-ului, alcalinizare ușoară. Se poate face acest lucru. În cazul în care doriți să filtrați toată apa, să spunem că locuiți la o casă, la o vilă sau la ceva de genul ăsta, să filtrați toată apa care intră în casă, nu recomand potabilizarea apei la intrarea în casă, recomand potabilizarea apei, sau se spune că apa e potabilă, îmbunătățirea apei la punctul de consum, acolo unde beau. Dar pentru calitatea apei la intrarea în casă putem să facem o filtrare mecanică cu Spartan Blue 5 microni. Este un filtru de foarte mare capacitate, da? De 70 de cm înălțime, da? Cu cartuș filtrant care se schimbă, 5 microni grade filtrare. Și în cazul în care vreți să eliminați și alte substanțe din apă, precum clorul, cu siguranță câteodată apa are clor, că nu are cum să nu aibă, asta este legea, trebuie să dozezi, atunci se poate adăuga un filtru pentru declorinare de aceeași capacitate, sau există, avem Spartan Blue Duo sau Trio, cu două filtre sau cu trei filtre, filtrare mecanică și declorinare în următoarea fază sau în următoarele două faze. Da? Cam asta este pentru dumneavoastră, asta este pentru Târgu Jiu. Felicitări, aveți o apă bună acolo. Da? Aș mai adăuga doar atât, pentru că era să uit. În ultimul timp se vorbește foarte mult despre poluanți în apă, despre plastic în apă, microplastic sau particule mici de plastic. Studiile arată la nivel internațional, au fost făcute aceste studii, că mi-am notat aici câteva lucruri, 83% din testele efectuate pe apa de rețea publică, 83% pe tot globul, nu România neapărat, dar pe tot globul, au arătat aceste studii că există microplastic în apă, ok? Iar filtrele de care vorbeam mai devreme vă pot elimina, filtrează și microplasticul din apă. Iar apa îmbuteliată, în cazul în care vă bazați pe apă îmbuteliată, avem așa, 11 branduri, a fost făcut un test de Orb Media, probabil că este o asociație care se ocupă cu așa ceva, o organizație non-profit. A fost făcut test asupra 250 de sticle de apă. 250 din cele mai renumite branduri. N-am să dau nume aici pentru că nu vreau să am probleme cu nimeni, da? Au fost incluse 11 branduri și testele au arătat că toate, absolut toate, conțin microplastic, da? Deci practic plastic mic în apă, microparticule. Pe asta în ultimii 2 ani de zile, 3 ani de zile se discută foarte mult despre treaba asta. Pe lângă acest lucru, se știe de foarte, foarte mulți ani că apa îmbuteliată în plastic conține sau poate conține bisfenol A. Este o substanță care se dizolvă din plastic în apă atunci când apa nu este păstrată corect, depozitată corect, adică în temperaturi mai mari sau în razele solare expusă direct. Da? Și iarăși, bisfenol A nu e deloc sănătos, se știe că bisfenol A este cancerigen. Nu vă spun aceste lucruri ca să vă sperii. Vă spun aceste lucruri ca să știți și să luați o decizie informată. Din punctul meu de vedere, bine, noi cu asta ne ocupăm, dar din punctul meu de vedere, singura posibilitate de a consuma în momentul de față o apă de calitate este filtrarea apei la punctul de consum, adică acolo unde bei. Vă mulțumesc pentru atenție, asta este tot. Nu uitați, ne găsiți prin azura.ro și prin emiratec.ro. Vă mulțumesc!